Calendarul oficial al examenului național de bacalaureant din 2023 a fost publicat în monitorul oficial. Potrivit documentului, testarea începe pe 12 iunie 2023 cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și se încheie pe 7 iulie, odată cu afișarea rezultatelor finale. Pe 2 iunie este ultima zi de cursuri pentru elevii care sunt anul acesta în clasa 12. Urmează înscrierea pentru sesiunea de vară de pe 29 mai până pe 2 iunie 2023. În perioada 12-21 iunie 2023 are loc evaluarea competențelor, iar pe 26 iunie este programată proba de limba și literatura română. Pe 27 iunie 2023 este proba obligatorie a profilului, iar pe 28 iunie se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării. Pe 3 iulie vor fi afișate rezultatele la probele scrise până la ora 12, iar depunerea contestațiilor este programată în intervalul orar 12-18. Pe 7 iulie se va afișa rezultatele finale.